Iubiți frați, surori, prieteni, mă găsesc într-un loc special în Cehia, aproape de orașul Sedlceani, unde se face brânza hermelin foarte bună și este un parc aici făcut de o persoană fizică, adică un om de afaceri adventist, pe numele lui Radim Paser, și parcul acesta se numește Drama Veacurilor. Cred că are cumva din prorocul adventist Ellen G. White în titlul al unei cărți. Aici vedem cumva corabia lui Noe și acest parc are mai multe opriri și la fiecare oprire se vorbește despre o anumită etapă din istoria omenirii. Aici este oprirea 5, unde se vorbește despre lumea de dinainte de potop, despre răutatea lumii și despre potopul pe timpul lui Noe. Este descris cumva cu litere negre pe suport de sticlă sau plexic și sunt băncuțe aici unde omul poate să se odihnească și cum vedeți sunt și atracții pentru copii. Este o zonă foarte frumoasă aici, este făcută ca și o corabie a lui Noe și așa este la fiecare oprire și este un loc minunat unde de recreere a oamenilor și de cunoaștere cât de cât a Sfintelor Scripturi, poate un pic cu nuanță adventistă. Este vorba aici și de înaintașul lor, mi se pare că Miller îl cheamă, care inițial, nu știu, a fost baptist sau, mă rog, și care cumva în visiunile lui a dat un pic și greș, nu a fost în totul așa cum poate ar fi trebuit să se comporte, dar totuși a fost un om însemnat. Ce vedeți, este o altă oprire, iarăși așa departe, oprirea 6, și scrie despre poporul lui Dumnezeu, poporul vechiului legământ. Am trecut de Noe, cumva acestea merg cronologic, aceste, să zic așa, opriri și încă un loc vă arăt că așa ar fi foarte multe de arătat. Este ceva foarte plăcut. Când am drum pe aici, mă opresc întotdeauna. Aici sunt tablele legământului. 4, cum ar veni pe o tablă în limba cehă și 6 de la să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să ai zile multe pe pământul pe care ți-l dă Dumnezeu, să nu ucizi, să nu curvezi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui și să nu tânjești peste bunul aproapelui. Sunt două pietre cumva frumos așezate aici și eu îmi voi continua plimbarea, dar am vrut din acest loc exact, mai exact se numește Șcetcovițe, aproape de orășelul Sedlceani, este o altă oprire aici, dacă se vede. Și pentru că este vorba despre drama veacurilor și cumva se pune accent pe sfârșitul tuturor lucrurilor care este aproape, poate este bine să încerc o strofă dintr-o cântare pe care cred că a tradus-o fratele Valentin Popovici, pe care îl iubesc și îl admir și îl respect și mă rog pentru el
Sfârșitul veacului trăim cu luptă, ură și război, dar fericiți la cer privim. Nu e mult și vine Domnul iar la noi. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. E cerul și pământul plin de semnele venirii Lui. Cuvântul Său e da, amin. În El nici o umbră de schimbare nu-i. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. E cerul și pământul plin de semnele venirii Lui. Parcă am mai cântat strofa asta. Nu mai aduc aminte. Ce zi măreață, ce splendori, când mirele va reveni. Ei, am uitat cuvintele. Fără murmur, plin de slavă-L vom privi. El vine iar, El vine iar, ce fericire negrăită se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. Domnul să ne ajute și să fie cu noi până când ne vom revedea pe acest pământ și odată în ceruri. Aici este oprirea a 11-a, este vorba despre împărăția de 1000 de ani și despre sfârșitul răului pe acest pământ. Am vrut să îl găsesc pe o referire despre acel frate Miller, dar nu pot acum chiar să o văd. Nu este cel mai important. Important este să cunoaștem ce a spus și ce a vrut Domnul Iisus de la noi, să fim pregătiți și să ne pregătim mereu în vederea întâlnirii cu El. Acolo ne apropiem de sfârșitul acestui parc, care, zic, este un loc extraordinar de frumos, de recreant, ceva superb, făcut și gândit de un frate adventist, un om de afaceri pe care am avut onoarea să îl cunosc, cu o poveste de viață extraordinar de interesantă și de frumoasă. Domnul să vă binecuvinteze și fiți tari în Domnul, glorie Domnului pentru ce ne-a dat, pentru ce suntem și mai ales pentru ce vom fi împreună cu El în veșnicii. Domnul să fie cu voi, fiți binecuvântați. Dolfi, Cehia.